8 zile. Atât timp mai este până când publicul român se va întâlni cu rocul de calitate. Ca un cadou de Paști, făcut iubitorilor de gen, muzicianul Mark Hoffner va aduce magia trupei Dire Streets la București într-un concert programat pe 25 aprilie la sala Palatului din Capitală. Fondator, compozitor, chitarist și solist al trupei Dire Straits, Mark Knopfler este apreciat în continuare drept eminența și a grupului britanic. După destrămarea Dire Straits în 1995, Mark Knopfler și-a continuat drumul muzical pe cont propriu cu o carieră solo de succes. El a rămas însă sufletul și imaginea Dire Straits. Cu peste 1200 de milioane de albume vândute, grupul britanic Dire Straits s-a înființat în 1977 și a devenit una dintre cele mai apreciate trupe comerciale de la acea vreme. Cel mai mare succes l-a înregistrat cu albumul Brothers in Arms lansat în 1985 și care s-a vândut în peste 30 de milioane de exemplare. Printre cele mai cunoscute piese se numără Romeo and Juliet, So Far Away sau Money for Nothing. Muzica trupei Dire Straits a fost răsplătită de-a lungul timpului cu nenumărate premii, printre care și patru trofee Grammy, 3 Brit Awards și 2 MTV Video Music Awards.